Salut, numele meu este Mihai. Sunt student în anul 1 la master, administrare a da, e mai bine de aici. Și vreau să vorbesc despre interpretarea rapoartelor oferite de Google Analytics. Google Analytics are în partea dreaptă un panou, un meniu și deci majoritatea dintre noi probabil ne uităm doar în partea de sus, unde dăm probabil pe visitors, traffic sources sau content. În partea inferioară găsim informații particularizate despre fiecare raport în parte. De la About This Report putem obține informații despre raportul pe care ne aflăm. De la Common Questions avem legături către articolele legate de raportul vizualizat în acel moment. Și partea cea mai interesantă probabil este la Confession University, unde sunt chiar și studii de caz și informații mult mai detaliate despre cum să îmbunătățim parametrii furnizați de raportul pe care ne aflăm în acel moment. Cel mai important în analiza statisticilor oferite de Google Analytics și în analiza raportelor statistici este să creăm context pentru informațiile pe care le vizualizăm în momentul respectiv. De exemplu, nu ne ajută foarte tare să vedem că o pagină a noastră a înregistrat 1600 de vizite. Asta, prin sine, lucrul ăsta nu ne spune nimic. Nu ne spune dacă pagina este una de succes sau dacă pagina este una mediocră. Analizând un pic mai în detaliu această pagină, putem vedea că are un bounce rate de 50%. Ce înseamnă asta? Că jumătate din vizitatorii care intră pe pagina respectivă au și ieșit fără să mai vadă nicio altă pagină. Acum, asta nu este neapărat ceva rău în funcție de tehnologia cu care este construit site-ul. La site-urile întâși e foarte des întâlnit un bounce rate atât de mare pentru că majoritatea acțiunilor se petrec în aceeași pagină. Vizitatorii nu este nevoit să încarce pagina. Totuși, la un site normal, în bounce de 50% poate să ne sugereze faptul că vizitatorii nu au găsit ceea ce se așteptau să găsească pe pagina respectivă. Noi reușim să-i atragem, însă nu reușim să-i păstrăm interesați de ceea ce avem de spus. Dacă ne uităm un puțin mai în detaliu, vedem că această singură pagină contează pentru 26% din totalul vizitelor din site. Asta înseamnă că este o pagină foarte importantă. Poate să fie chiar prima pagină sau o pagină a unui produs, ceea ce ar trebui să ne determine să acordăm o atenție și mai, cu atât mai mare, cu cât vedem că este atât de importantă. Mai departe, putem vedea că timpul petrecut pe această pagină s-a micșorat față de luna trecută. Putem face, Google Analytics ne oferă posibilitatea să comparăm toți parametrii pe care oferă cu aceiași parametri dintr-o perioadă de timp anterioară. În felul ăsta putem observa evoluția în timp a indicatorilor pe care îi urmărim. Cum spuneam, la pagina asta timpul a scăzut cu 10%, ceea ce nu e tocmai bine. O altă modalitate de a obține informații suplimentare despre care se oferă detalii despre cum se comportă paginile noastre este să căutăm trenduri. Să căutăm acele,
acele pattern-uri în evoluția traficului nostru. De exemplu, în printscreen-ul ăsta pe care l-am făcut aici, vedem că este un spike de trafic înregistrat la un moment dat. Un asemenea grafic, dacă îl vedem în statisticile site-ului nostru, trebuie să ridice semne de întrebare cu siguranță. Vedem că a crescut numărul de vizitatori, asta e clar. Însă, ceea ce mai ar trebui să ne mai intereseze este dacă fiecare vizitator a și văzut mai multe pagini. Sau de unde vine creșterea asta bruscă de trafic. Am fost listați pe tip.com sau la un blogger important, a povestit ceva despre noi. Dacă da, putem vedea ce s-a spus acolo și putem răspunde la asta. Cum spuneam, putem analiza factorii care au dus la creșterea asta. Google Analytics ne oferă foarte, foarte la îndemână posibilitatea prin care putem face lucrul ăsta. Deasupra fiecărui grafic avem un mic controller din care putem compara datele din acel grafic cu... Putem suprapune, să vedem, aici am suprapus numărul de vizitatori pe numărul de afișeri și vedem că numărul de afișeri a crescut proporțional cu numărul de vizitatori, într-o oarecare măsură, ceea ce înseamnă că nu este chiar atât de grav. Să clarificăm totuși niște termeni, că tot vorbim de vizite, vizitatorii, afișeri de pagini și toate astea. Un page view, întâlnit în Google Analytics, arată numărul de pagini din site care a fost accesat de către vizitatorii acelui site. Dacă o persoană intră pe site în pagina A, vizitează pagina B și apoi se întoarce în pagina A, numărul total de page views este 3. Deci, efectiv, numărul de pagini pe care îl vede cineva din site. O vizită nu este același lucru cu un vizitator și reprezintă o perioadă de interacțiune între browser și un site web. Google Analytics consideră o vizită că nu poate să fie mai lungă de 30 de minute. În felul ăsta, cum se vede și în exemplu pe care l-am dat, dacă o persoană intră pe pagina A, merge pe pagina B, apoi primește un telefon și vorbește 31 de minute, fără să mai interacționeze cu site-ul, se întoarce apoi și merge pe altă pagină, Google va număra două vizite. Iar un vizitator este o persoană, în principal un calculator unic, pe care Google îl identifică printr-un cookie, plasat în calculator respectiv, când persoana vizitează site-ul. După cum am vorbit până acum, un exemplu pe care l-am dat, avem un vizitator, două vizite și trei page views. Este foarte important să cunoaștem semnificația acestor termeni, pentru că ne lovim de foarte multe ori de confuzie între ele. Când întrebi pe cineva care e traficul tău, îți spune ori numărul de page views, că îi se pare că e cel mai mare, ori numărul de vizite. Acum, fiecare știe care e cel mai corect pentru el. De asta trebuie să punem lucrurile în context. Și, în principiu, ar trebui, la un site normal, așa ar trebui să fie raportul dintre page views, visits și visitors. De visitors e cel mai mic număr. Un alt gen de rapoarte pe care le oferă Google Analytics și care sunt de foarte mare importanță pentru cunoaștere bună a site-ului nostru, sunt cele referitoare la timp, time metrics. Avem timpul petrecut în pagină. Google măsoară timpul petrecut în pagină din momentul în care se încarcă scriptul lui, acela link pe care îl punem în jos, pe o pagină și când se încarcă a doua oară pe cealaltă pagină. Asta are o mică eroare, pentru că dacă omul vizitează o singură pagină și stă pe ea, nu știu, 10 minute, Google nu o să pună cele 10 minute la timpul petrecut în pagină, pentru că vizitatorul ieșind din site, nu mai există încă un cod pe care să-l încarce, să știe când a fost încărcat al doilea cod, deci să facă diferența între ele. Da,
De aceea, pentru average time on page, Google nu ia în considerație aceste valori 0, bounce rate. De asta e important de știut că average time on page raportat de Google Analytics este, de fapt, mai mic decât cel real. Timpul petrecut în site este o altă, este un alt raport pe care îl oferă Google Analytics și reprezintă timpul mediu pe care persoanele timpul mediu care trece în timpul unei navigări. Da. Durata vizitei cred că este cea mai interesantă din rapoartele referitoare la timp. Ne arată practic care este comportamentul vizitatorilor noștri, dacă reușim să le trezim interesul sau nu, dacă îi găsesc informații utile pe paginile noastre. De aici vedem că 76% din vizitatorii acestui site stau pe el mai puțin de 10 secunde. Asta poate să aibă mai multe explicații și acum nu trebuie luat neapărat ca un lucru rău sau ceva. Ori vizitatorul vine pe pagină și găsește direct toate informațiile de care are nevoie. Adică avem un site atât de bine construit și atât de clar încât nu simte nevoia să mai intre pe altă pagină sau nu simte nevoia să stea să descifreze nimic acolo. Ori avem un problem. Ori este un bloc. Ori și atunci intră pe postarea și este tot foarte bun. Așa este, foarte bună observație. Ori este un blog. La bloguri la bloguri e și timpul ar trebui să fie totuși un pic mai mare. La bloguri este caracteristic bounce rate-ul mare, pentru că atunci vede postarea și nu mai intră și pe alte articole. Totuși, dacă este un blog, probabil și interesează tema, o să stea să o citească și o citește mai mult de 10 secunde. Raportul este disponibil chiar și pe detaliat pe ore. Deci, dacă chiar vrem să cunoaștem comportamentul vizitatorilor noștri, Google Analytics ne oferă posibilitatea asta până la analiza pe ore. Sursele de trafic. Google Analytics ne oferă posibilitatea de a vedea din ce surse obținem trafic, din ce surse vin vizitatorii pe site-ul nostru. Asta e foarte important, în special dacă lucrează în concordanță cu stabilirea de goluri, pentru că putem vedea din ce surse, de pe ce site-uri au venit acei vizitatori care ne interesează, adică acei vizitatori care au îndeplinit o acțiune pe site. Ori au cumpărat ceva, ori au completat formularul de contact, ori au cerut informații suplimentare și așa mai departe. S-au înscris la newsletter, etc. Sursele de trafic. Avem un trafic direct. Un trafic direct mare este caracteristic brandurilor puternice care intri pe Facebook direct, în facebook.com, nu stai să intri pe Google, dai căutare, Facebook și referral traffic este traficul venit din link-uri plasate pe alte site-uri către site-ul nostru. O proporție mare de astfel de trafic care ne vine arată că suntem listați pe site-uri bune sau că site-ul nostru a ajuns deja să fie cunoscut ca o autoritate și în felul ăsta lumea dă natural link-uri către noi. Search Engine Traffic, care probabil interesează pe cei mai mulți dintre noi, este așa numitul trafic organic, traficul care vine din căutărilor oamenilor pe internet, nu numai pe Google, ci pe orice motor de căutare. De exemplu, înțelegând sursele, cele mai bune surse din care ne vine trafic, putem foarte ușor să facem mari economii în ceea ce privește bugetul nostru de marketing. De exemplu, am dat aici un exemplu, vedem că din Google ne vin oameni care caută geante Mopan, și 18% dintre ei completează formularul de contact solicitând mai multe informații. Asta vine în legătură cu ceea ce spuneam despre setarea golurilor. Totuși, pentru sintagma, pentru expresia asta geantă Mopan, noi dăm o căutare pe Google și vedem că suntem abia pe pagina 2 sau 3, ceva de genul. Putem alege în cazul ăsta, dacă
vedem că este o cerere de geantă Mopan acum, nu avem timp de o campanie de SEO organic, de link building sau ceva, să urcăm în mod natural în căutări și putem alege să investim în bănuții de marketing într-o campanie pe AdWords care va aduce automat să ai cunoscut pe prima pagină, la anunțuri sponsorizate și putem capitaliza pe acel interes pentru geantă Mopan care este local atunci. Sau vedem că vizitatorii veniți de pe un anumit site accesează mai multe pagini de pe site-ul nostru decât media, sau că petrec mai mult timp pe site-ul nostru sau când depunesc o acțiune, putem alege să investim în promovarea pe acel site. Și nu așa să cumpărăm link-uri aiurea, ceea ce nu e bine. Să cumpărăm link-uri aiurea sau să cerem link-uri aiurea pe oriunde, putem cere pe acele site-uri care vedem că vizitatorii convertesc, se întâmplă ceva cu ei. Dar ce face o sursă bună de trafic? Ne putem uita la sursele care ne-au trimis cel mai mult trafic, însă nu ăsta e singurul lucru care ar trebui să ne intereseze. Nu înseamnă și neapărat ceva bun. Presupun că majoritatea dintre noi am trecut de faza în care vroiam să avem cât mai mulți vizitatori pe site, doar de dragul de a avea vizitatori mulți. Un vizitator și orice persoană care intră pe site și încarcă o pagină, ăla înseamnă până la urmă un cost pentru noi. Noi plătim pentru costul ăla, plătim pentru banda respectivă, chiar dacă este costul de pune sau ceva, dar nu are niciun sens să plătim de ele. O sursă bună de trafic este aceea care aduce vizitatorii interesați de oferta noastră. Google Analytics ne oferă posibilitatea să identificăm aceste surse bune de trafic prin rapoartele despre care vorbeam. Putem vedea din ce locații ne vin oameni care convertesc și putem insista pe acestea. Modul în care se manifestă acest interes poate fi diferit, depinde de ceea ce urmărim. Poate că site-ul nostru este one page și dorim să vindem un produs doar din acea pagină, atunci ar trebui să ne intereseze ca vizitatorii veniți din anumită sursă să completeze formularul de comandă sau formularul de solicitare informații suplimentare, însă un obiectiv la fel de important poate să fie și înscrierea la newsletter sau depinde. Un factor foarte ușor de urmărit și poate cel mai ușor de urmărit factor în urmărirea calității surselor de trafic este să avem întotdeauna ochii pe bounce rate. Bounce rate este procentul de vizitatori care au ieșit de pe site fără a vizita nicio altă pagină. Cu cât este mai mic, cu atât este mai bine. Dacă ne vin din o sursă vizitatori care observăm că au un bounce rate 90%, probabil că nu are nicio legătură sau omul respectiv face ceva încât îi păcălește pe vizitator să dea click pe linkul nostru și ne taxează pentru asta. Putem urmări dimensiunea bounce rate-ului comparativ cu media site-ului, comparativ cu alte surse. Google Analytics este foarte modular, poți să compari orice cu orice, aproape. În cazul în care ați setat Google Goals în Google Analytics, aveți la dispoziție o gamă încă și mai largă de unelte cu care puteți măsura eficiența site-ului dumneavoastră. Despre goal-uri și despre setarea lor ar fi mult mai mult de spus decât ar încăpea într-o paranteză la prezentarea asta și sunt convins că cineva se va ocupa și de ea. Însă, dacă le avem setate și ar trebui să fie setate, aici ar trebui să fie primul loc în care să verificăm Google Analytics. Nu numărul de pagini sau numărul de vizitatori care ne-au intrat astăzi sau așa, ci la produs. Cu atât mai mult pentru magazinele online sau pentru persoane care vând ceva prin site, asta este linia de aur pe care trebuie să caute. Raportul de Keywords Report este unul dintre cele mai utile rapoarte. Oricât am vrea să... Așa? Majoritatea vizitatorilor pe un site normal vin din motoare de căutare. Așa e și natural, așa e și... Așa ar trebui să fim într-un ideal. Din acest raport vedem, practic, ce caută vizitatorii, ce își doresc vizitatorii care ajung pe site-ul nostru. Sau mai precis, ce s-așteptau să găsească pe site-ul nostru și noi poate le oferim sau poate nu reușim să le oferim.
În dreptul fiecărui cuvânt, cheia este trecut bounce rate-ul, adică și un bounce rate mare sugerează că pagina nu a îndeplinit așteptările vizitatorilor. Dacă se așteptau să găsească geam termopan și noi, nu știu, o chestiune întreagă despre asta, n-am rezolvat nimic. Pe acest raport putem aplica filtre care să izoleze rezultatele provenite din campania AdWords, ceea ce ne permite o vizualizare extrem de utilă asupra modului în care performează campania de luat. Bun, și în Google AdWords avem statistici foarte detaliate despre cum merg campaniile noastre, însă după ce am ajuns în pagină Google, în AdWords nu mai avem foarte multe informații despre ce am mai făcut eu pe acolo. Mergând în paralel contul de AdWords cu contul de Google Analytics, putem să urmărim foarte îndeaproape mișcările vizitatorilor din site-ul nostru și până la urmă ce s-a ales de banii pe care i-am cheltuit. Da, dacă avem un cuvinte cheie în AdWords pe care plătim o sumă de bani și vedem că vizitatorii au un bounce rate destul de mare pe cuvintele respective, putem să ne întrebăm dacă pagina pe care ajung vizitatorii este suficient de relevantă sau este bine făcută sau... Sau putem alege să nu mai plătim pe cuvântul ăla. Nu știu, poate pe oamenii nu-i interesează. Da, apăsând pe fiecare cuvânt cheie din acest tabel, putem afla efectiv pe ce pagină a ajuns vizitatorul care l-a folosit. Content reports, top content, content by title și content drill down. Sunt practic același raport, doar că prezintă informațiile un pic dintr-o perspectivă diferită. Content drill-down, nu știu, mă rog, este mai puțin folosit probabil, arată numărul de accesări și, mă rog, statisticile pe foldere. Dacă avem în site-ul nostru site.ro/produse/nume-produs sau site.ro/articole/nume-articol. Arată câți am intrat la produse, câți am intrat la articole. E o imagine ceva mai de ansamblu, content by title, cum performează conținutul în funcție de tipul pe care îl are și top content, bineînțeles, cele mai accesate pagini în site, ce pot fi filtrate după foarte multe criterii. Top landing pages, am spus, și navigation analysis, foarte mult de spus. Acest raport practic ne permite să urmărim fiecare vizitator în parte, pe ce pagină a fost, cât timp a stat pe ele, de unde a venit și toate astea. Se poate observa unde este localizat. Da? Și no, vă invit să lucrați cu mine, că așa e foarte mult povestit. Cam asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc. Acolo sunt datele mele de contact. Despre rapoartele din Google Analytics, de foarte mult spus și probabil a fost o... Da, mi-am luat un task ceva mai mare decât ar fi trebuit. Probabil am fost nevoie de o serie de prezentări pe fiecare raport în parte. Însă sper că asta a trezit interesul și va face cu fiecare dintre noi să intrăm pe acolo prin Google Analytics și să încetăm a ne uita doar la prima pagină sau doar la informațiile alea. Ceea ce e important de reținut, cred, este faptul că putem obține informațiile...